Ce înseamnă intoleranța? Cum se împacă ideea de toleranță cu ideea de a-ți apăra principiile, de a promova binele pe care îl crezi și la nevoie să îl impui celor din jur? E utopie să ne dorim o lume mai bună, mai dreaptă, mai cinstită. Ce facem cu alții când nu sunt toleranți cu noi? Nu e un lucru bun să fii martir? Sper că aceste întrebări să vă stârnească interesul și să rămâneți alături de noi. Urmărim mai întâi un material realizat de Opinia Production, apoi vă invit la dezbaterea din platou. Într-una din zilele lunii martie a anului 415 Anno Domini, pe străzile orașului Alexandria din Egipt, o mulțime înfuriată de creștini fanatici conduși de lectorul Petru a prins și a târât o femeie de 45 de ani într-un fost templu păgân convertit în biserică numit Caesarion. Au dezbrăcat-o și au lovit-o până la moarte cu bucăți ascuțite de țiglă. Apoi, într-o violență extremă, i-au scos ochii, i-au sfâșiat trupul și l-au ars. Cine era această femeie și care era motivul urilor extreme? Numele ei, Hipatia, a fost unul dintre cei mai mari gânditori ai Alexandriei Antice și prima femeie care a studiat și a predat matematica, astronomia și filozofia. A fost de asemenea scriitoare și inventatoare. Hipatia era fiica și eleva lui Teon, ultimul mare matematician și membru al bibliotecii din Alexandria, înainte de distrugerea valorosului edificiu de către creștinii fanatizați de episcopul Kiril. A elaborat împreună cu tatăl ei mai multe teorii cu privire la sistemul solar, fiind cunoscută ca egipteanca cea înțeleaptă. Era ascultată cu plăcere de studenții ei, atât păgâni cât și creștini. Hipatia a fost o filozoafă neoplatonistă care a încurajat folosirea logicii și a matematicii împotriva misticismului. Într-o epocă a fanatismului și a misticismului, episcopul Kiril considera că științele erau satanice și că răul trebuia smuls din rădăcină. Ce vinovăție mai mare decât aceasta ar fi putut să fie? Așa că Hipatia trebuia să moară. Sub conducerea lui Kiril au fost distruse apoi ultimele vestigii ale civilizației care aduseseră faima orașului fondat de Marele Alexandru. Toate templele păgâne au fost distruse, ce mai rămăsese din scrierile faimoasei biblioteci din Alexandria a fost ars, toate sinagogile din oraș au fost închise, proprietățile evreilor au fost confiscate, iar ei au fost exilați sau omorâți. Ca lucrurile să fie și mai complicate, scrierile patristice răsăritene laudă acțiunile episcopului pentru că i-a alungat din Alexandria pe supărătorii eretici și schismatici novațieni. Și pentru aceasta, după moarte, Kiril a fost sanctificat. Căzuți într-un misticism fanatic, departe de principiile toleranței promovate de Hristos, creștinii din Alexandria, conduși de episcopul Kiril, au scris una dintre cele mai întunecate pagini ale intoleranței creștine. Din păcate, nu avea să fie singura. Istoria este o lungă înșiruire de derapaje de la Evanghelia lui Hristos. Pentru sute de ani și până astăzi s-a aplicat dictonul "Cine nu este ca noi, este împotriva noastră și trebuie să moară." Începând cu incriminarea celor care se încăpățânau să rămână la valorile biblice ale închinării, continuând cu persecutarea celor care nu acceptau închinarea idolatră la statuile zeilor convertite în chipuri ale sfinților, cu omorârea celor care citeau altfel scripturile și cu arderea acestora în piețele publice, până la milioanele de victime ale Inchiziției. Toți aceștia și mulți alții nu au fost altceva decât victime ale unui spirit dictatorial și exclusivist. La o altă dimensiune putem vorbi despre masacrele cruciadelor în numele lui Hristos. Omorârea tuturor necreștinilor din Ierusalimul cucerit, anul 1099, un masacru înspăimântător în numele crucii. Cruciada latină care a distrus Bizanțul doar pentru că ortodoxii din Constantinopol erau diferiți de cruciații latini catolici. Cucerirea Americii Centrale și de Sud cu exterminarea băștinașilor în numele unei credințe răspândite cu sabia. Să ne aducem aminte și de colonizarea Africii, depunerea în sclavie a milioane de negri și de exterminarea lor pe plantațiile de bumbac. Și toate acestea făcute în numele unei credințe care nu avea nimic de a face cu Spiritul lui Hristos. Să ne aducem aminte de asemenea de persecutarea și martirizarea valdenzilor, a hugeniților francezi în faimoasa noapte a Sfântului Bartolomeu, de exilarea urmașilor lui Hus și ai lui Ieronim,
creștini împotriva creștinilor, doar pentru că erau diferiți și lista este mult, mult mai lungă. Într-o ocazie, ucenicii lui Hristos, revoltați că niște samariteni n-au vrut să-l primească pe Hristos, au vrut să cadă foc din cer și să-i nimicească pe acei samariteni. Ucenicii nu puteau accepta faptul că oamenii aceia aveau dreptul să aleagă conform conștiinței lor. Ca răspuns, Iisus le-a servit o lecție aspră. Nu știți de ce duh sunteți însuflețiți, subliniind astfel principiul toleranței și al acceptării chiar dacă suntem diferiți. Dacă Dumnezeu este atât de bun și face să răsară soarele său și peste cei răi și peste cei buni, de ce creștinii hrănesc intoleranța față de cei care nu gândesc ca ei? Mulțumim Opinia Production pentru acest material și le spun bun venit invitațiilor mei de astăzi, pastorii Adrian Zaharia și Lucian Floricel. Mă bucur că suntem împreună și vă mulțumim pentru subiectul acesta pe care ni-l propuneți astăzi. Cu plăcere. Înțelegem din clip că faceți o pledoarie pentru toleranță, dar există și niște limite? Cu siguranță că există și niște limite, dar exact ăsta era punctul pe care aș încerca să-l evităm, pentru că orice om care trăiește într-un sistem religios ale căror coordonate sunt foarte bine trasate și conturate, spune, suntem pro-toleranță, urâm intoleranța, nu-i facem loc, dar, și de la acest dar apar probleme, pentru că în realitate noi nu știm să tratăm foarte bine cu oamenii care gândesc altfel. Când spun noi, spun omul religios în general, nu spun, nu vorbesc despre... Nu doar creștini. Nu doar, exact, nu doar creștini sau nu doar membru al unei biserici, majoritare sau minoritare. Intoleranți sunt și necreștinii, sunt și budiști, sunt și hinduși, sunt și musulmani, dar cel mai dezastros este că suntem noi creștini extraordinar de intoleranți atunci când întâlnim oameni care gândesc altfel decât noi. Probabil că ni se trage de la faptul că asociem mesajul de bază al Scripturii cu ceea ce numim adevăr. Adevărul trebuie trăit, trebuie apărat, pentru adevăr se moare și noi suntem dispuși în felul acesta să îi omorâm pe ceilalți. Dar, bun, mergem pe ideea de toleranță, dar totuși revin la întrebare, care sunt limitele? Tolerăm păcatul? Și Dumnezeu e tolerant la nesfârșit cu noi și cu păcatul nostru? Atunci când înțelegem și poate că ar fi trebuit să dăm o definiție a toleranței sau intoleranței, o putem găsi în dicționar și este destul de cuprinzător termenul acesta. Înțelegem că până la urmă intoleranța are limite, iar toleranța nu ar trebui să aibă limite. De ce spun lucrul acesta? Pentru că mai ales când ne referim la domeniul acesta, la cadrul acesta creștin, deși pare o imposibilitate ca tu să ai adevărul, spunem noi complet, tot adevărul absolut și totuși să accepți că cineva poate să gândească și altfel. Dar nu este o incompatibilitate între cele două lucruri. A fi tolerant înseamnă a accepta că cel de lângă tine poate să fie diferit. Și lași așa? Să accepți că poate să gândească altfel decât tine. Și mi-aduc aminte de cineva care, am pierdut autorul, însă mi-aduc aminte ce a scris. El spune așa, dacă sunt diferit de tine, lasă-mă să fiu așa. Cel puțin până când vei încerca să mă înțelegi. Și cred că de aici pornește toleranța, de la încercarea de a-l înțelege pe celălalt, de ce este diferit de tine. Bun, dar reiau întrebarea, punând accent... O să o reluați până la sfârșitul emisiunii. Da, o să vă spun că vă simt săbiuța, trebuie să apărați un set de doctrine. Sunt de acord, folosiți-o, adică noi, vorbim de... E un noi, nu este un dumneavoastră. Există în duelul acesta
interreligii, există o armă care poate fi folosită, dar doar aceea. Este arma argumentului. Voi argumenta și îți voi expune și îmi voi face cunoscut tot setul de valori și punct. Dar așa face și Dumnezeu? Se oprește doar la a ne spune un adevăr și până la urmă uneori alegem, uneori n-alegem, uneori nu intervine mai serios, poate chiar brutal, ar spune unii. Fix aceasta este caracteristica lui de bază, este un galanton. În sensul că ar putea să-ți impună lucruri, dar se mărginește voit la a îți prezenta argumente, eventuale ale întoarcerii spre el, ale avantajelor de a fi cu el, însă niciodată nu-ți sugrumă voința. Noi dacă învățăm lucrul acesta, învățăm câte ceva din ceea ce înseamnă să fie într-adevăr Spiritul lui Hristos în noi. Poate ar trebui să observăm cu argumente biblice, la un moment dat el spune, te sfătuiesc, îți spun înainte binele și răul. Și bineînțeles, când Dumnezeu pune înainte binele, vorbește de binele absolut, nu vorbește de un bine relativ, ci îți spune înainte binele absolut, însă nu obligă, îți spun înainte binele și răul. Te sfătuiesc. Nu te obligă, te sfătuiesc, este pentru binele tău. Dacă tu alegi binele, eu, Dumnezeul tău, sunt fericit. Dacă tu alegi răul, primul care suferă ești tu. Nu este o acțiune împotriva mea. De aceea eu sunt tolerant cu tine, pentru că îți vreau tot binele, și binele din lume și binele veșnic. Dar, și bun, de aceea este sfatul lui Dumnezeu. Nu punem mâna pe sabie, pentru că am cădea imediat sub incidența legii, dar totuși promovăm cumva, inclusiv în creștinism, din păcate, o doză foarte mare de intoleranță. Pentru că nu l-am înțeles pe Dumnezeu. Exact. Cum se manifestă, de fapt, asta în viața noastră, a celor care ne declarăm creștini și chiar creștini practicanți? Dacă scriu public păcatul tău, de exemplu, e o formă de toleranță sau de intoleranță? Ce calitate ai să scrii public păcatul meu? Atunci când Domnul Hristos a primit sau i-a fost lăsă o femeie păcătoasă și tremurau învrăjbiți părâșii ei, pentru că femeia asta chiar a fost prinsă în păcat, nemernicii cu pricina ei înșiși o aduseseră în condiția aceea, dar femeia aia păcătuise, făcuse adulte sau ceva de genul, dar ei au fost atât de nemernici, știu că e un cuvânt neplăcut, dar erau atât de nemernici încât au adus-o doar pe ea, nu și partea cealaltă, adică pe bărbatul cu care ea a întreținut. Adică această încercare de a corecta lucrurile te pune întotdeauna pe un tărâm al subiectivismului, pentru că tu nu ai calitate să fii judecător, să fii cerebral, să fii totalmente corect. Și atunci nu mai spunem păcatului pe nume? De asta spun. În ce calitate abordezi lumea de lângă tine să le spui asta este bine, să asta este rău? Și în ce calitate ai putea să faci asta? Dumneavoastră ca pastor, de exemplu, aveți autoritatea să-i spuneți cuiva? Este o diferență între prezenta principiile, valorile biblice, în a spune că un anumit lucru este păcat, nu din subiectivismul meu, pentru că fiecare poate să fie subiectiv aici în a spune că ceva este păcat, ci din perspectiva Bibliei. Deci, a spune că ceva este păcat nu înseamnă că în mod automat ești intolerant, ci pur și simplu este o definire a situației respective, a păcatului care este amintit, dar în același timp, dacă ne uităm la Domnul Hristos, el a folosit ocazia respectivă pentru a corecta. Pentru a corecta și pentru a arăta o toleranță care depășește orice imaginație, și anume, nici eu nu te condamn, dar îți dau un sfat. Du-te și să nu mai păcătuiești. Dar iau ideea aceasta. Ca pastori, ca oameni care ne considerăm cumva într-o relație cu Dumnezeu, în cazul dumneavoastră pastori, nu în cazul meu, putem să le atragem altora atenția asupra păcatelor? Nu cred că o calitate care are de a face doar cu o funcție explicită îți dă autorizație să mustri păcatul cuiva. Adică vreau să spun,
că este de așteptat, este în job description-ul unui pastor ca să și mustre. Pavel autorizează pe Timotei, de exemplu, mustră. Dar cred că calitatea de bază care te pune în situația să poți să mustri păcatul cuiva este condiția ta interioară curată, pură. Păi cine-i fără păcat să arunce primul? Știu asta. Dar și apoi există o altă manieră în care faci lucrul acesta. O faci într-un duh al forței sau îl faci într-o manieră a chemării calde spre Hristos? Pentru că pe noi nu ne recomandă multa noastră știință doctrinară, ne poate recomanda doar prezența Duhului Sfânt în inima noastră, pe care persoana care este eventual mustrată simte că este acel duh sau simte că nu este. Adică una este să-i spui unui homosexual, de exemplu, ești un nemernic și practicile tale sunt în contradicție cu Scriptura și să dispar din fața ochilor mei, pentru că nu vreau să am de-a face vreodată cu tine. Deci nu încurajăm așa ceva. Bineînțeles că nici nu se pune problema. Alta este să îi spui omului acestuia, uite, nu știu care este educația ta, nu știu ce ai citit, nu știu ce ai văzut, nu știu ce prieteni ai, nu putem să controlăm lucrul acesta. Aș vrea să-ți prezint o perspectivă mai frumoasă, mai curată, perspectiva familiei, frumusețea relației soț-soție. Uite, poate dacă te-ar putea interesa și un punct de vedere biblic. Adică, înțelegeți, sunt două maniere de a extrage răul din cineva. Cel cu forța nu merge niciodată. În recuzita fiecărui creștin se află, din nefericire, pietre, se află săbii, dar ele niciodată nu trebuie folosite mai mult, rectific. Ele nu trebuie folosite. Dacă poți să folosești o armă, repet, vreau foarte mult să intre bine dinspre mine ideea aceasta. Dacă poți să folosești o armă, este a argumentului și punct. Nimic mai mult, nimic mai puțin. Mai mult decât atât, care este scopul, care este obiectivul pe care eu îl am atunci când, să zicem că îmi iau acest drept de a mustra? Dacă, de exemplu, vreau o lume mai bună, o societate mai curată. De a da deoparte, sau obiectivul meu este acela de a-l ajuta să înțeleagă, dar în același timp să știe că este acceptat așa cum este. Până la urmă, chiar și noi avem un imn creștin care spune așa cum sunt, la tine vin. Asta înseamnă că Dumnezeu ne acceptă așa cum suntem, că intenția Lui este aceea de a ne ajuta să ne schimbăm viața, să ieșim dintr-o lume a păcatului, dacă trăim în păcat, dar în niciun caz nu o face într-un mod brutal, într-un mod violent. Ce este dureros este faptul că creștinii ar fi trebuit să înțeleagă foarte bine lucrul acesta din momentul în care au început persecuțiile împotriva lor. Însă în momentul în care ei au devenit dominanți, au făcut același lucru. Uh-huh. Nu este ciudat, folosind un moment din videoclipul care a fost prezentat, că atunci când creștinii au ajuns să cucerească Ierusalimul, au trecut prin ascuțișul săbiei pe toți, inclusiv creștini care n-au reușit să plece de acolo la timp, musulmani, evrei, totul a fost ras. Peste puțin timp, când musulmanii, la rândul lor, au atacat Ierusalimul și erau pe punctul să-l cucerească, o delegație a celor din oraș a ieșit pentru a preda orașul în anumite condiții și au spus, știi că noi am procedat în felul acesta, i-am omorât pe toți. Putem să predăm orașul dacă avem convingerea că voi nu veți face lucrul acesta. Și Saladin sau Salahadin, cel mai cunoscut conducător al musulmanilor din vremea aceea, a spus, vă promit lucrul acesta. Și ei au spus, și pe ce ne putem baza, că și noi am promis? Și el a spus doar un lucru, eu sunt Salahadin. Adică în mine nu există conceptul acesta de a-mi încălca un cuvânt, iar în momentul în care Saladin a cucerit Ierusalimul, toți au avut dreptul să se închine, și creștinii, și musulmanii, și evreii, să se închine în Ierusalim în condițiile lor. Nu este ciudat că trebuie să învățăm de la ceilalți? Cine era creștin acolo? Adică musulmanul era mai creștin decât ar trebui să fie creștini. Nu este singurul episod. Un singur episod mai dau, pentru că ele sunt importante pentru a înțelege
că avem nevoie să învățăm lecții chiar și de la cei care n-au trecut. În momentul în care în lumea europeană au început să fie persecutați hughenoții, urmașii lui Hus și al lui Eronim de Biserica Romano-Catolică, au încercat să se deplaseze spre Est, o parte spre Polonia, o parte spre Transilvania. La un moment dat, împreună cu sabatarienii care erau acolo, și ei au găsit un mediu care n-a fost chiar cel mai potrivit, au suferit și în Transilvania, și atunci au întrebat unde pot să meargă. Au coborât spre Țara Românească, nici aici nu au fost tolerați, au trecut în Bulgaria și acolo au fost anumite probleme, deși era sub dominație turcă, și locul unde și-au găsit liniștea a fost în Istanbul. Adică sultanul a fost tolerant cu oamenii aceștia care erau creștini. Sau poate doar politic. Nu a fost doar politic, pentru că nu a fost niciodată ceva care să fie împotriva lor. Avem nevoie să învățăm. Sunt foarte bune aceste exemple, da. Dar haideți să vedem cum le aplicăm la noi. Ce facem când alții sunt intoleranți cu noi? Ce facem când noi suntem victimele intoleranței? Uitați, există în Biblie una dintre cele mai, vă încadrez la capodopere ale gândirii, este nu doar o perlă, este o pildă a Mântuitorului, este pilda cu împărăția celui care se aseamănă cu omul care și-a semănat sămânța, dacă vă faceți aminte, și sămânța bună în ogor. Și după momentul acesta, slujitorii, după un timp, au venit și a spus, ai semănat sămânță bună și totuși acum a ieșit și neghină. Cum se face? Să mergem să scoatem neghina, să smulgem neghina? Și răspunsul Mântuitorului în pilda aceasta este nu. Lăsați-o să crească împreună cu grâul, iar la seceriș neghina, grâul va fi pus într-un snop și neghina în cealaltă. Asta pentru mine este foarte limpede, că Iisus Hristos, care este Mântuitorul lumii, El însuși nu avea așteptări ca lumea în care trăim să obțină perfecțiunea din punct de vedere moral. Și atunci ne ducem așa capul înainte, alegem să fim martiri, pur și simplu? Una e una, alta e alta. Una este să fii martir, în care alegi să mori pentru credința ta, când eventual un intolerant te silește să capotezi și să renunți. Una este când tu ești în poziția de a fi persoana care manifestă intoleranță. Adică dacă Iisus Hristos pe crucea Golgotei a refuzat aportul legiunilor cerești pe care le-ar fi putut avea la degetul mic să vină să-l scape din mâna trădătorului Iuda și a gloatei acelea de oameni revoltați. Dacă Iisus Hristos a refuzat lucrul acesta și de ce noi am folosit noi vreodată forța? Avem... Dar să știți că nu mai avem mult timp, așa că vă grăbesc un pic cu răspunsurile. Spuneți lucrul acesta și mă duceți cu gândul la un alt aspect pe care chiar aș vrea să-l clarificăm. Pe de o parte, spunem că acceptăm faptul că trăim într-o lume intolerantă, că e posibil ca alții să fie intoleranți cu noi. Nu facem niște demersuri în sensul acesta și cumva ne poziționăm doar la nivelul argumentelor, da? Deci nu intrăm cu forța. Și totuși mergem pe ideea de drepturi și libertăți fundamentale, mergem pe ideea că totuși trebuie să ne apărăm drepturile. Care-i limita? Îmi apăr drepturile sau aștept să fiu martir? Că nu e foarte clar pentru mine, cel puțin. Este normal să ne apărăm drepturile, dar apărarea drepturilor este în anumite limite. De multe ori s-a discutat subiectul acesta și limita este atunci când apărarea drepturilor mele atacă drepturile celui de lângă mine. Nu ar trebui să se întâmple niciodată lucrul acesta, și avem chiar un exemplu care a fost dat în Biblie și ar trebui să-l subliniem, pentru că este poate cel mai sugestiv. Când Domnul Hristos vrea să treacă printr-o cetate, cei de acolo nu l-au primit și ucenicii foarte supărați au zis, dar cum se poate întâmpla lucrul acesta? Lasă-ne pe noi să rezolvăm problema, știm noi cum.
Și anume, o să cerem să cadă foc din cer peste ei. Și Iisus le-a dat un răspuns, un răspuns foarte categoric. Nu știți de ce duh sunteți însuflețiți sau mânați. Un scriitor creștin, Ellen White, când comentează pasajul acesta, face o afirmație foarte categorică și spune așa: nu este o dovadă mai mare că avem în noi spiritul lui Satana decât dispoziția sau încercarea de a impune celor de lângă noi să fie exact ca noi. Asta înseamnă că putem să ne apărăm drepturile, dar apărarea drepturilor trebuie făcută în niște limite, în așa fel încât drepturile celui de lângă mine să nu fie încălcate. O concluzie, pentru că am ajuns la finalul emisiunii. Cred că adevăratele motive pentru care uneori suntem intoleranți este nu că iubim foarte mult pe Hristos. Cred că suntem într-un moment al pierderii coordonatelor când devenim agresivi și nu realizăm că este ura diavolului cea care ne animă, eventual competiția religioasă și frica uneori a bisericilor că își poate pierde clientela. Dacă lucrurile stau așa, ar trebui să ne verificăm mult mai atent care este spiritul care ne animă. Cred că asta e lucrul cel mai important pe care l-am putea rescrie în viețile noastre. Și săculețul cu pietre n-are ce căuta la noi. Poate ar trebui să, dacă este să încheiem cu un gând din Biblie pe care îl spune Apostolul Pavel: nu vreau să știu altceva între voi decât pe Iisus Hristos și El răstignit. Și un alt gând: nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. În momentul în care acest lucru se întâmplă, în niciun caz nu-și va mai găsi locul intoleranța. Mulțumesc mult pentru prezența la emisiune și vă aștept cu drag și în alte ocazii. Mulțumim! În concluzie, toleranța este un concept activ care nu trebuie confundat cu indiferența, apatia sau acceptarea pasivă. Toleranța implică un anumit nivel de acceptare și un anumit nivel de dezaprobare. Echilibrul acesta îl găsim în modul lui Iisus de a reacționa. Când o păcătoasă a fost adusă în fața lui pentru a fi condamnată, Mântuitorul i-a spus: nici eu nu te osândesc, du-te și să nu mai păcătuiești. Aceasta este cea mai frumoasă mostră de toleranță, dar este în aceeași măsură și o poruncă.